Cineva este pasionat de lectură, cineva de matematică și informatică. Este și cazul celor care au participat la maratonul de programare a algoritmilor, care s-a desfășurat recent în Republica Moldova, în mod simultan la Chișinău, dar și la Bălți. Mai multe detalii însă despre acest eveniment, despre scopul acestuia, despre învingători, o să aflăm în această dimineață de la Ernest Bâtca, managerul proiectului și organizatorul evenimentului. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ernest, hai să începem prin a înțelege cât de mult îți plăcea ție matematica și informatica de a-i decis să organizezi un astfel de eveniment. Deci din școală eram pasionat desigur că mult de rezolvarea problemelor, nu doar la matematică sau informatică, dar și la fizică și la alte obiecte, pentru că însuși programarea și acest concurs presupune rezolvarea problemelor. Respectiv, după aceasta am făcut studii în IT, în programare, masteratul la fel și activez și ca profesor, deci împart foarte mult, împart toți cunoștințele mele și astfel, deci am decis și nu să organizăm și pentru elevi astfel de maraton, să încurajăm și pe ei să studiez domeniul IT și să continue activitatea în acest domeniu. Hai să vorbim mai multe despre cea de-a treia ediție a acestui maraton de programare a algoritmilor. Hai să înțelegem și noi ce înseamnă asta. Da, deci cuvântul maraton, totodată aici este cuvântul cheie și maraton. Elevii programează în limbajul C++, sunt propuse 4 probleme pe care ei trebuie să le rezolve timp de 3 ore. Aceste probleme, deci, sunt evaluate de un evaluator online, deci este practic omis factorul uman. Noi încercăm ca să copiii să fie jurizați de o platformă, să minimizăm, se permite, partea aceasta subiectivă de jurizare. Astfel, elevii, practic, chiar și după concurs, își știu deodată rezultatele. În timpul concursului, deci elevii au aceste 4 probleme. Sunt probleme de informatică, de programare, și ei trebuie să facă un algoritm care să lucreze pentru orice set de date de intrare. De exemplu, să lucreze și cu numere negative și cu numere pozitive, deci să rezolve problema în cel mai rapid și eficient mod. 3 ore în care trebuie să rezolvi 4 probleme cu o transparență decizională absolută, da? Obiectivitatea este una asigurată. Câți elevi au participat la această ediție? La această ediție au participat circa 93 de elevi. 80 de elevi au fost prezenți în Chișinău. La Chișinău s-a desfășurat concursul pentru regiunile Centru, Sud și Chișinău, iar regiunea de Nord s-a desfășurat la Bălți. Așa. 12 elevi și aici 80. Da. Din 93 de participanți, câți au fost apreciați? Cât s-au învrednicit cu premii, cu distincții? 15 elevi au fost premiați. Așa. Avem 15 elevi premiați, ne bucurăm foarte mult și vedem rezultate, deci creșterea cunoștințelor elevilor. Elevii se descurcă mai bine deja la rezolvarea acestor probleme. Pe timp deja de a treia ediție, vedem un impact pozitiv a acestor concursuri. Și ne bucurăm foarte mult că elevii după aceasta sunt motivați să participe și la alte concursuri, cum ar fi, de exemplu, Olimpiada Republicană de Informatică. Așa. Și alte concursuri internaționale. Asta înseamnă cumva că acești elevi sunt pregătiți să facă față provocărilor tehnologice cu care ne confruntăm în acest secol. Apropo, aveți deja și elevi care practic sunt clienți fideli a acestui maraton, care au participat și în alte ediții? Exact. Elevii care, spre exemplu, au luat primul loc anul acesta, au fost elevi care anul trecut poate au fost clasați pe poziții de mențiune sau n-au reușit să câștige acest concurs și din acest motiv spun că sunt foarte bucuros să văd elevii că ei încearcă să evolueze în cadrul acestui domeniu și să acumuleze noi cunoștințe. Și desigur că acești elevi sunt astăzi elevi, iar mâine sunt viitorii profesioniști în domeniul IT. Spate de spus că ei sunt printre cei mai buni viitori specialiști pe care o să avem în Republica Moldova și eu sper foarte mult ei să rămână aici în țară și să continui studiile și activitatea sa. Cât de frumos ar fi să convingem prin astfel de evenimente și competiții, să convingem tinerii să rămână acasă și să sporim potențialul IT și economic, de ce nu, de acasă. Vreau să ne spui un pic despre raportul fete-băieți. Dacă participă în mod egal și fetele și băieții la aceste concursuri? Avem și participante, desigur că avem și domnișoare. În ultimii ani este o creștere.
încă este spre ce tinde, uh-huh. dar anul acesta sunt și fete premiante. De exemplu, la gimnaziu avem două domnișoare care au fost premiate și ne bucurăm foarte mult. Sper că și în viitor acest număr o să crească. Am observat foarte multe fete cu potențial în programare și vreau să vă spun că la etapa gimnazială, spre exemplu, sunt foarte multe fete, ceea ce spune că următoarele generații deja o să vină și mai multe domnișoare în acest domeniu. Perfect! Da. Și vreau să-mi spui de vârsta participanților, dacă există niște criterii în acest sens. Da, deci participă elevii din clasele a 7-a până la 9 ar fi treapta gimnazială și avem treapta liceală a concursului, asta ar fi clasele a 10-a, 12-a. Și cei de clasa a 7-a primesc aceleași probleme, întrebări ca și cei de clasa a 9-a? Deci se primește că da, dar vreau să vă spun că elevii chiar și din clasa a 7-a au fost premiați, da, deci sunt foarte bravo și noi încurajăm să participe și la următoarele ediții, astfel ei acumulează experiență și desigur că când ei concurează cu, poate cu elevi mai, de o vârstă mai mare, ei acumulează astfel experiența mai rapid. Vreau să-mi explici un pic diferența de atmosferă, de concept în general, între olimpiadă și acest maraton. La olimpiadă toată lumea stă super stresată, este o liniște că poți auzi și musca cum bâzâie. Aici, la acest maraton, nu știu, lumea și zâmbește, lumea se mai și mișcă acolo. Da, pentru noi a fost foarte important să nu stresăm elevii și profesorii. Desigur că în timpul concursului trebuie să fie liniște, pentru că este un oarecare regulament. Așa. Dar copiii, deci am încercat să-i încurajăm, să-i motivăm. Plus la aceasta, elevii, problemele n-au fost super complicate. Unele din ele au fost, desigur că au fost diferite nivele de probleme. Elevii nu se simt așa de stresați, pentru că din cele patru probleme, primele două sunt de un nivel, spunem așa, de încurajare și elevii când rezolvă cel puțin câteva probleme la un concurs, ei se simt motivați să vină să studieze mai departe. Așa. Adică, practic, nu avem elevi care au acumulat zero puncte. Ei simt aportul său și că cunoștințele pe care le-au acumulat, într-adevăr, dau roade și se primește doar dacă înveți. Astfel, ei la următorul an o să vină să rezolve încă o problemă și cine știe, poate chiar și pe toate le vor putea rezolva. Ernest, dar e nevoie de o pregătire specială pentru a participa la astfel de maratoane sau elevii se pot limita la cunoștințele predate în cadrul orelor de matematică și informatică? Desigur că ar fi foarte bine elevii să studieze extracurricular, pentru că orice concurs, chiar și olimpiadele, presupun un extra efort pe care elevii trebuie să-l facă și nu doar elevii, dar și profesorii, desigur că foarte mult timp petrec cu elevii. Deci elevii trebuie să învețe și extracurricular ca să rezolve poate cele mai complicate probleme. Totodată acest maraton, încă, de ce se numește maraton? Pentru că elevii trebuie să programeze în decurs de 4 ore. Adică cine practic, puțin practic, obosește repede și nu o să reziste poate toate aceste 4 ore. De ce se mai numește el și maraton? Da. Așa, deci este nevoie totuși să te pregătești foarte minuțios. O poți face și singur acasă sau totuși profesorii știu mai bine cum să te ghideze? Da, desigur că profesorii în timpul orelor de bază și în timpul orelor opționale ghidează aici elevii și dau exemple de probleme, poate care au fost la concursurile trecute, probleme similare cu cele de la concurs. Desigur că este nevoie și de aportul profesorului. Ar fi minunat dacă elevul cu profesorul ar lucra împreună, pentru că astfel avem un rezultat mai frumos. Cum se întâmplă, de fapt, în mod etapizat acest maraton? Pentru că, de exemplu, olimpiada se face la nivel de școală, ulterior sector, municipiu, republică și etapa internațională. Acei 15 învingători, ce se întâmplă după aia cu ei? Merg la o competiție internațională? Deci, elevii din cadrul acestui concurs, ei acumulează experiența dată, desigur că pe urmă este și etapa de premiere, elevii sunt premiați și profesorii sunt premiați, apreciem foarte mult aportul profesorilor. După aceasta, elevii, următoarea etapă ar fi, desigur, că participarea și la Olimpiada Republicană, iar după Olimpiada Republicană se face preselecție pentru cea internațională deja, europeană, internațională.
Totodată, elevii, această experiență le va permite să angajeze mai ușor, pentru că având în CV faptul că ei, fiind elevi, au participat la așa concursuri, dar mai ales dacă au fost învingători, pentru angajatori din domeniul IT, sectorul IT este mai ușor să-i angajeze, pentru că văd că ei au o pasiune față de acest domeniu și au un talent din copilărie. În plus, e un maraton destul de complicat. Aici trebuie deja să dăm cărțile pe față, nu e o competiție în care trebuie să bifezi ceva, trebuie într-adevăr să dispui de anumite cunoștințe foarte, foarte bune. Ernest, mulțumim tare frumos că ai venit în această dimineață. Mult spor în tot ceea ce faci. Discipoli cât mai înfometați de matematică și informatică și te așteptăm cu mare drag și altă dată. Vă mulțumim mult!